Păi eu și cu congresul SSR, așa, eu cred că avem o legătură emoțională, pentru că nu știu dacă am participat chiar din ziua 1 la congresul SSR, dar cu siguranță de pe la începuturi și mi-aduc aminte foarte bine cum l-am cunoscut pe Florin Lăzărescu și pe echipa lui minunată la un congres de estetică în Viena, în, cred că era 2007, și de atunci cred și sunt aproape sigură că ceea ce s-a reușit la București prin SSR este egalul tuturor congreselor de estetică europene sau internaționale la care am participat. Cred cu tărie că este un must attend din cauza faptului că de la bun început SSR-ul a ridicat ștacheta foarte sus. Din ce cauză? Din cauza speakerilor, a noutăților. Este un landmark, ca să zic așa, în ceea ce privește estetica dentară și nu numai. Și cred că tot ce s-a încercat în România a fost cumva imprimat de către ceea ce s-a realizat cu acest congres. Deci, acest mic început de vară, final de primăvară, este întotdeauna un moment de împrospătare a cunoștințelor și a noutăților care apar internațional. De aceea cred că este un must attend. Ce s-a schimbat de la primele ediții? Cred că, în primul rând, amploarea. Cred că importanța tuturor prezentărilor a crescut și calitatea este extraordinară. Cum mă simt eu? Mă simt onorată. Nu este prima dată, de fiecare dată vin cu același entuziasm. Sigur că varianta hibridă, cum va fi acum, să sperăm, aduce o grămadă de challenge-uri, dar mă simt întotdeauna foarte motivată și mă pregătesc foarte bine înainte de acest congres, am și început de altfel. Și apropo de ce prezint, mă gândeam, pentru că am lansat ca o provocare din partea lui Florin în digital de aproximativ 3-4 ani și cum lucrez foarte mult restaurări globale, pentru că specializarea mea inițială și dragostea mea inițială este ocluzia dentară, vreau să văd dacă suntem în stare sau dacă eu sunt în stare să trec protocolul meu, care este foarte complex, de reabilitare globală bimaxilară pe sistem complet digital. Deci asta este provocarea pe care o am în față și de-aia mă simt foarte entuziastă și sper să vă placă.